Haideți să facem o radiografie a acestui proiect din Comuna Dragomirești la zi. E vorba de 551 de beneficiari, ăsta e numărul total al beneficiarilor vizați de acest proiect. Sunt din două categorii, copii și adulți. Copiii beneficiază de servicii medicale, tabere și after school, iar adulții de servicii de formare. E poate cel mai important obiectiv atins de proiect. 40 dintre ei au terminat un curs de competențe antreprenoriale, s-a făcut un concurs de planuri de afaceri, au fost selectate 12, în total proiectul va finanța 24 de planuri de afaceri. Aceste 12 planuri selectate au primit deja 70% din ajutorul de minimis, așa se cheamă banii, sub forma asta vin la beneficiari. O parte dintre ei sunt deja operaționali, în sensul că sunt funcționali pe de-a întregul, o parte din cei 12, o parte se află într-un proces de autorizare a business-urilor, știți că nu se iau așa foarte ușor. Toată lumea va angaja în propria afacere unul sau două persoane, în funcție de necesități și în funcție de cum va evolua afacerea. Dacă va evolua foarte bine, noi sperăm că ar putea angaja mult mai multe persoane. Oricum, proiectul, unul din rezultatele proiectului, constă în angajarea 82 de persoane din grupul țintă. Deci, oricum, la sfârșitul celor 3 ani, 82 din oamenii care au intrat în proiect vor fi angajați. Cel puțin 82. O parte dintre ei în business-urile finanțate de proiect, o parte în județ, oriunde în altă parte, ei urmând cursuri de calificare în sensul ăsta și diverse alte servicii puse la dispoziție de proiect, cum ar fi consiliere, mediere pe piața muncii, subvenții pentru angajatorii care îi vor angaja. Sunt surprins, în ciuda preconcepției așa care există la nivel general, că țiganii, dat fiind faptul că localitatea asta este selectată, ea e intrată da, în proiect. Sunt mai mulți români. Sigur că da, eu îmi permit să le spun țigani pentru că pe ei nu-i deranjează lucrul ăsta, e o chestie asumată de ei de foarte mult timp, știu foarte clar ce sunt. În schimb, sunt niște oameni foarte calzi, foarte muncitori, o parte dintre ei chiar surprinzându-mă cât de serioși sunt și cât de aplicați, sigur că da, o parte dintre ei chiar mai serioși sunt, de fapt, procentul oamenilor neserioși este exact același ca și în tabăra românilor, nu e absolut niciun fel de diferență, toată treaba asta etnică fiind doar o chestie care se rezumă la niște origini. Deci e un pas înainte pentru dezvoltarea acestei comunități, pentru găsirea de locuri de muncă și de dezvoltarea unor mici afaceri tipice în zonă, acasă, cum se spune. Asta s-a și urmărit. Afaceri din astea cu specific regional, non-agricol, pentru că în agricultură mai toată lumea are aici un pământ și ei muncesc oricum în agricultură. Sunt foarte diversele planurile de afaceri depuse de la frizerii frizat, până la construit case, da? Sigur că da, o patiserie avem în proiect, o firmă de instalații care se ocupă cu instalarea, centrale termice și sunt foarte serioși, ce să vă zic. Toți cei care și-au făcut firmele sunt foarte serioși și puși pe treabă. Mi se pare o idee foarte bună, pentru că așa se mai dezvoltă un pic localitatea. Deci oamenii pot să-și creezi un loc de muncă. Înainte de începe registrarea, că ați muncit mulți ani în străinătate. Da. Și am muncit mulți ani și ne-am întors acasă, pentru că am băiatul mare și am zis că mai stăm câțiva ani cu el. Și am zis să deschidem o afacere și cu ajutorul primăriei cu acest proiect am reușit să facem ce se vede. Pentru moment o să angajez o persoană, o singură persoană, pentru că nu-mi permite bugetul pentru mai multe, dar pe viitor vreau să mă extind, vreau să fac, deci să fie un mini market pe viitor. Asta se vede după un an sau doi, este un sat cu potențial.
și să sperăm cu acest proiect să dezvolte un pic localitatea. Sunt născut Baștene, așa în Doagele. Am firma Simeon Vasile Construc SRL și vreau să o mențin cât de mult. Păi de viață înființa tot. Păi vreau cât de mult să meargă înainte, să ies și eu, poate la o pensie, măcar mai mică, dar să fie. Când vorbim de construcții, vă referiți la a construi locuințe anexe în Doagele, în deci, Dragomenești și nu numai. Exact, exact. Că fiindcă orice om are nevoie de o casă, de un gard, de un graj, de un cotez, de o poiată și multe alte. Exact. Deocamdată am un angajat și sper, dacă merge mergem bine, merge treaba înainte, mai punem unul. Depinde cum merge, depinde cum merge. Dacă merge, normal că să meargă mai repede, orice om vrea ca să scăpe mai repede cu obligație și să-și ridice mai repede casa sau un gar sau un poiată sau așa mai departe. Înainte de a fi implementat proiectul la Doagele, ce făceați? Tot așa am mai lucrat în domeniul ăsta. Da, la negru, la neamuri, la fras, la cumnați, am lucrat în domeniul ăsta și de asta m-am băgat în construcții. Aprovizionarea cu materiale de construcție o faceți? Nu, o face proprietarul care construiește. Dacă e nevoie, noi dăm lista, de exemplu, eu dau lista ce trebuie, ce material trebuie și dânsul se duce unde găsește mai ieftin, unde este convenabil. Ați luat utilaje specifice? Da, eu mi-am luat. Deci nu în totalitate, dar mi-am luat în general. Nu trebuie să înaintăm, să dăm mai bun de ce avem noi. Mă numesc Pleșescu Gian Ionuț, am 23 de ani și sunt din Doagele. Momentan la proiect vreau să-mi deschid o mică frizerie. Deja am ființat-o la Registrul Comerțului, da. Se numește Frizeria Loc. Și urmez pașii care mai trebuie pentru a deschide. La ora actuală vă aflați în stadiu de a vă obține autorizațiile. E greu, nu? Cam greu pentru că nu prea știm ce avem de făcut. Nu știm pașii pentru că e prima dată, e prima oară când... Spațiul aveți amenajat în care va funcționa viitoarea frizerie? Momentan nu, dar cât de curând o să fie gata. Pentru început va fi o mică cameră din locuință pentru că nu ne permite bugetul. Intenționați să mai angajați consătenți, să mai deschideți, mai asigurați vreun loc, unul, două locuri de muncă pentru cei din Doagele în business-ul noastră? Cu siguranță, pentru că e binevenit pentru consăteni, pentru a avea și eu o carte de muncă, un salariu. Binevenit, sunt bineveniți. Cum v-a venit ideea de a deschide un business în... Pentru că mi-mi place, chiar am urmat cursurile la o școală din Bacău, am terminat cursurile tot, acum urmează să deschid, pentru mine e ușor pentru că am experiență, sunteți, știți? În branșă, da, și chiar mi-am dorit foarte mult, că am observat că în zona comunei Dragomirești nu este o frizerie și chiar... Chiar ar fi nevoie. Observați că nu m-am tuns. Observa, da. Chiar avem nevoie de o frizerie. Unde ați lucrat înainte de a vă deschide propriul? Înainte nu, n-am lucrat nicăieri, pentru că să fac naveta Vaslui sau Bacău nu prea e convenabil. Dar... Deci să înțeleg că e chiar binevenit implementarea acestui. Da, eu oarecum foarte bine. Să ne implicăm, să facem o afacere în Doagele. Chiar îi foarte bine. Mă numesc Alina Vigeanu, firma este SC Alina Elena Fashion SRL. Da, și ce obiect de activitate v-ați? Comerț, magazin de haine. Suntem încă la început la amenajarea spațiului și după să începem activitatea, să mai cumpărăm ce mai este de cumpărat pentru a deschide. Se vor oferi locuri de muncă, să angajezi pe cineva care să mă ajute. Câte locuri de muncă? Două locuri de muncă. Și cu noastră, trei. Da. A fost o oportunitate pentru a mai dezvolta un pic aici în localitate. Nu sunt magazine de haine,
deci în apropiere, doar la Vaslui, Bacău, și zic că e o oportunitate bună. Până a fi implementat acest proiect în Doagele, ce ați făcut? Ați lucrat undeva? Da, am lucrat la un magazin. Tot aici în sat? Da, tot aici, la un magazin alimentar. Acum sunteți propriul dumneavoastră stăpân, cum da, da, da. Este bine, o să o ducem un pic mai bine, că este loc de muncă. De la acest proiect am așteptări foarte mari. În primul rând, cetățenii, cei care sunt implicați în proiect, la sfârșitul proiectului să realizeze că e un beneficiu foarte mare pentru ei, dezvoltându-se, care întâmplărie, în atelier întâmplărie, care în comerț, care în prestări servicii. Deci sperăm să dezghețăm mediul de afaceri din Comuna Dragomirești prin acest proiect, care implică mult mai mult decât aceste societăți. Comuna Dragomirești, proiectul acesta are la sfârșitul lui are niște criterii în care să fie 85 de locuri de muncă să creeze pe raza Comunei deci Dragomirești. Asta este scopul. Da, scop, 85 de locuri de muncă, înființăm 24 de societăți, fiecare societate o să angajeze câte 2 lucrători angajați cu carte de muncă și tot mai găsim și alți parteneri în care să-i angajăm. Că venim în sprijinul lor cu cursuri de perfecționare, cursuri de calificare și sperăm să îndeplinim ținta care ne-am propus-o în acest proiect. Eu cred că la bugetul comunii o să regăsească un plus valoare datorită că aceste 25 de societăți o să plătească taxe și impozite, acești 80 de angajați o să se regăsească în bugetul local dările care sunt cuvenite și eu cred că este un start. Sperăm că o să mai vină și altele, o sperăm în prelungirea acestui proiect și sperăm un beneficiu vizibil.